O nouă provocare menită să amplifice tensiunile din Transnistria. Asta așa a caracterizat Rusia presupusul atac cu dron asupra unei instalații militare din regiunea separatistă Transnistria. Moscova a mai cerut și o anchetă, în timp ce premierul Republicii Moldova a acuzat chiar Moscova că ar fi în spatele acestei provocări. Rusia a reacționat la presupusul atac cu drona ce ar fi avut loc în Transnistria. Considerăm acest incident drept o nouă provocare menită să exacerbeze situația deja tensionată din Transnistria. Ne așteptăm la o investigație comprehensivă cu privire la toate circunstanțele celor întâmplate. Suntem încrezători că cei din spatele acestei acțiuni nesăbuite vor realiza pe deplin consecințele periculoase ale acestea, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe Rus. Maria Zaharova. Reacția Moscovei a venit după ce o dronă kamikaze ar fi lovit o instalație militară din Transnistria situată la doar 6 km de granița cu Ucraina. Dron, este al doilea incident de acest fel în mai puțin de o lună și în martie autoritățile separatiste din Transnistria au declarat că un atac cu drona a distrus un elicopter în regiune. Republica Moldova a declarat că studiază imaginile de la ultimul incident, dar că nu are acces într-o zonă controlată de autoritățile de la Tiraspol. Chișinăul a avertizat însă că incidentul ar putea fi o încercare deliberată de a semăna panică și de a atrage atenția asupra enclavei. Presupusul atac cu drona asupra unei unități militare din raionul Râbnița este o provocare susținută de Federația Rusă, a comentat sâmbătă prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean.